Cumpără sconșini FC25 de pe U7Byte folosind linkul din descriere și folosește codul ARELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 10 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona. Din episodul anterior știm că l-am transferat la echipă pe Messi și de asemenea că s-a integrat foarte bine la echipă, 2 asisturi și 1 gol dacă nu mă înșel. De asemenea am ajuns pe 4 martie, am avansat destul de mult în meciuri, în La Liga cât și în Copa de Spania. Vedem că a rămas la acest meci versus cel Atalanta în UEFA Champions League, însă înainte să intrăm în meci, dacă vă place și apreciați ce fac, nu uitați să apăsați butonul de like să strângem cât de multe like-uri și desigur să verificați link-urile din descriere. Acestea fiind spuse, haideți să începem acest episod. Echipa noastră arată chiar foarte bine. Nico Williams a rupt efectiv de când a venit, Lamine Yamal mai puțin, dar este și el bun, foarte bun acolo. De asemenea am avut grijă ca să-i dau lui Lamine Yamal să-și păstreze energia complet, pentru că la el era o foarte mare problemă cu energia, iar acum ar trebui să aibă energie tot timpul. În Champions League am ajuns în Round of 16, unde va juca aici turul și returul versus și la Bergamo Calcio, adică Atalanta. Iar în ligă vedem că am terminat pe locul 6, ceea ce este destul ok. City pe 1, pe 2 Bayern, pe 3 Atletico, pe 4 Inter Milano și pe 5 Real Madrid. Am picat destul de bine cu Bergamo Calcio, eu zic că putem să batem și în tur și în retur. Echipa o să rămână cam așa, eu zic că este destul de bună. Probabil că o să intre Roque, Fati sau Tore la pauză, poate și Gavi. În rest echipa, eu zic că ca primul 11 arată perfect. Așa că haideți să intrăm în meci și să vedem ce reușim să facem în tur. E bine, și începem meciul în tur versus cei de la Atalanta în Round of 16. Hai să vedem că reușim să câștigăm acest meci. Foarte bine să întoarce acolo Lookman, însă pe lângă poartă. Bine aici, pressing-ul lui Pedri, pas acum dacă reușește, este foarte bună pasta și acum Gyökeres dacă reușește, șutează și marchează Gyökeres, mă, bine mă, Gyökeres, asta zic. Un jucător foarte rapid și șutul este demențial al lui Gyökeres. Revedem pasa de la Messi la Gyökeres, foarte bine aici, liber, șutul este foarte bine plasat și facem 1-0 în turul, în Round of 16 în Champions League. Bine aici, pasa din nou la Gyökeres, se poate duce Gyökeres singur, nu prea are săpăta, are viteză, însă n-are spațiu totuși aici la Lamine Yamal și acum șutul. Că este bun, este bun, însă află portarul. Nico Williams, ocazie foarte bună aici, pasă la Pedri, Pedri a reușește la Lamine Yamal și acum Gyökeres și Gyökeres șutează, însă prinde portarul, bă. Lamine Yamal bună, pasă la Gyökeres, foarte bine scapă și acum parșatul, bine mă, asta zic Gyökeres. Ce bară gol de la Gyökeres, un parșat foarte puternic. Revedem faza foarte bună, pasa este oricum foarte bună, chiar foarte bună, însă șutul este perfect plasat, n-are nicio șansă portarul. Face și niște schimbări, o să intre aici în locul lui De Jong Gavi, o să vreau să intre și Ratiu pentru a-l odigni pe Balde și o să intre și Garcia. Și haideți să-l băgăm și pe Fati în locul lui Messi. Messi foarte bun, pasa bună la Nico Williams. Nico Williams nu prea are viteză față de acel fundaș. Totuși centrarea este bună la Lamine Yamal și acum la Lamine Yamal! Nu pot să cred, bă, este offside, bă. Ce fază frumoasă făcută între Nico și la Lamine Yamal, însă din păcate este offside. Bine aici Pedri, pasa este bună la Lamine Yamal, acum la Lamine Yamal dacă reușim să facem ceva cu el, trece foarte bine, șutul este bun, însă ce bine apără portarul. E bine, și să termină meciul, efectiv Atalanta ținea efectiv în continuu posesia. Se termină frumos 2-0, reușim să câștigăm în tur. Vedem ce vom face în retur totuși. Următorul meci este în La Liga versus cei de la Osasuna, un meci teoretic ușor, așa că o să îl simulăm pe acest meci. O să vreau să bag aproape toate rezervele în acest meci pentru că da, sunt obosiți jucătorii. O să intre Dani Olmo, o să intre Roque în locul lui Gyökeres, o să-l bag în locul lui Gyökeres. Rațiu în locul lui Balde, Cubarsí și Gavi în locul lui De Jong. Arată destul de bine, destul de promițătoare echipa, așa că haideți să-i dăm un quick sim și să vedem dacă reușim să câștigăm și se pare că nu reușim. Ne bate Osasuna cu 2-1, se pare că marchează la noi doar Nico Williams. Ok. Continuăm cu următorul meci care este desigur versus cei de la Atalanta. Iar în acest meci versus Atalanta vedem că echipa noastră arată foarte bine. Araújo ar trebui schimbat, doar că o să schimbăm la pauză și o să intre aici cu Barsi. În rest echipa arată perfect, așa că haideți să intrăm în meci în retur versus cei la Atalanta. Deja avem 2 goluri avantaj, haideți să vedem ce putem să facem și în acest meci. Întrerup acest video Kishmaker pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Autos, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la costumizare vă puteți seta desigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul AREL pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul din descriere și cumpărați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Ei bine, și în ce meciul, haideți să ne cerăm și să facem în retur versus cei de la Atalanta. Bine, aici Nico Williams pasă bună la Lamine Yamal și acum Lamine Yamal cu capul nu reușește și acum Gyökeres, din păcate este blocat șutul. Cazie bună aici pentru ei, însă șutul este direct pe Ter Stegen. Cazie bună, pasă bună la Lamine Yamal, hai să vedem că reușim să facem ceva, centrarea este bună, Messi, incredibil ce reușește să facă Messi în Champions League, ce scorpion kick, centrarea oricum este foarte bună, însă șutul, ce puțin este incredibil, nu mai am cuvinte pentru acest șut. Revedem faza foarte bună, centrare la Lamine Yamal și acum Lamine Yamal, centrare perfectă la Messi și Messi scorpion kick pe lângă portare. Incredibil ce reușește să facă The Goat, efectiv The Goat. Bine, aici pasă la Nico Williams, dacă reușește, nu reușește, pasă pe la Lamine Yamal, din păcate. Trebuie să șutez. Hai să facem și schimbări, o să iasă Messi cu Araújo, o să intre Dani Olmo și desigur cu Cubarsí. Iar în rest, haide să lăsăm așa, joacă destul de bine echipa. Cazie bună pentru Atalanta, însă bine aici Araújo din nou. Nu, poate golul. Bine mă, Balde, asta zic. Nico Williams, pasă bună la Gyökeres și acum la mine Yamal, nu mai nimerez numele, ia uite și tu, bă, dar stă în spate, nu înțeleg de ce stă în spate, are inside forward, nu înțeleg de ce stă în spate. Ultimul minut din meci, hai să reușim să facem ceva, centrarea este destul de bună, însă nu reușim să prindem mingea și se pare că se termină meciul cu 1-0. Reușim să-i batem, asta este important, oricum aveam 2 goluri avantaj, așa că în total îi batem pe Atalanta cu 3-0 la generală. Trecem mai departe în UEFA Champions League. Continuăm mai departe, avem un meci destul de greu versus cei de la Atletico Madrid. Ei sunt pe locul 4, noi pe locul 1, vedem că suntem la egalitate de 3 puncte cu Real Madrid, ceea ce nu este bine absolut deloc, însă nu avem un meci în minus, deci acest meci ne va pune clar cu 3 puncte în caz că reușim să câștigăm în fața celor de la Real Madrid. În acest meci nu o să intre Messi, văd că este obosit, o să intre Dani Olmo și o să intre și Cubarsí direct din prima, pentru că Araújo este la fel obosit. În rest, echipa arată chiar foarte bine, v-am spus că își recapătă energia destul de rapid acum, așa că o să-i folosim pe ei desigur. Intrăm în meci și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și încheiem meciul versus cei de la Atletico Madrid, un meci greuț, chiar greuț. Haideți să vedem că reușim să câștigăm. Pedri foarte bine aici, Pedri pasă la Lamine Yamal și acum la Lamine Yamal pe portar, bă, din păcate. Julian Alvarez foarte bine aici, încercăm să-l oprim, însă șutul este destul de bine plasat. Acum lovitura de colț pentru cel Atletico, foarte bine aici centrarea, foarte bine și capul nu se prinde Ter Stegen. Bine aici Nico Williams trece foarte bine. Continuă Nico Williams, nu lasă acest fundaș, totuși trece, pasă la care este bună la Gyökeres și acum șutul este foarte plasat, însă este offside, bă, este offside din păcate. Cazie bună, îl vedem aici pe Lamine Yamal cât de bine a ieșit și acum șutul este bun, din nou prinde portarul, incredibil. Foarte bine pasa la Gyökeres și acum Lamine Yamal trece foarte bine, șutează și marchează, mă, bine mă, Lamine Yamal, asta zic, dacă stăm mereu în spații de asta libere, cu siguranță o să marcăm cu Lamine Yamal, doar că este destul de greu totuși. Revedem faza foarte bună, pasa de la Gyökeres la Lamine Yamal și Lamine Yamal destul de aproape de poartă, reușește să marcheze destul de ușor. O fază foarte bună aici, însă Ter Stegen, foarte bun Ter Stegen, apără orice șut, aproape orice șut. Facem și noi și schimbarea aici, o să le băgăm pe Ansu Fati în locul lui Dani Olmo, Gavi în locul lui De Jong și Rațiu în locul lui Balde. Cazie bună aici, un șut bun, însă Ter Stegen apără bine acolo. Iar acum Lamine Yamal, hai să dacă reușește să treacă, nu are viteza așa de mare. Un șut foarte bun, însă Ter Stegen apără foarte ușor. Ce mi-a scăpat acolo mingea, însă pasa nu este foarte bună, prinde de nou Ter Stegen. Cazie din nou periculoasă, însă reușim să ne apărăm efectiv în continuu în atac Atletico Madrid. E bine, și se termină meciul, un meci destul de simplu și scurt, pentru că nu prea se marchează goluri. Barcelona totuși câștigă cu 1-0, un gol asigurat acolo avem de la Lamine Yamal. Meci pe total greu, însă până la urmă am reușit să câștigăm. Următorul meci este versus cei de la Girona, un meci destul de ușor, așa că haide să-i dăm un quick sim, pentru că este tocmai peste 10 zile, așa că o să dureze ceva adventul acesta. Ei bine, și vine meciul, îi dăm desigur un quick sim cu această echipă, pentru că este complet odihnită și haide să ne că reușim să câștigăm și se pare că reușim să câștigăm fără nicio problemă. Înscrie Gyökeres, Nico Williams și Araújo aparent. Vedem totuși că următorul meci este în Copa de Spania versus cei de la Levante, un meci foarte interesant. Și aparent se pare că se joacă și returul aici, nu știam. Vedem că totuși Real Betis a bătut pe Villarreal la penaltiuri cu 4-2, asta înseamnă că finala în caz că o să câștigăm acest meci, dar eu zic că o să câștigăm pentru că avem deja 2 goluri avantaj. O vom juca versus cei de la Real Betis. O să intrăm totuși în meci, îmi pare un meci destul de ușor. Echipa o să rămână așa, este foarte, foarte bună și odihnită, așa că haide să intrăm în meci. Ei bine, și începe returul versus cei de la Levante în Copa de Spania. Haideți să vedem ce reușit facem, deja avem 2 goluri avantaj. Bine aici Nico Williams trece foarte bine, continuă Nico Williams, continuă foarte bine și acum șutul, dacă este bun, este, dar pe lângă poartă, da, pe lângă poartă, nu destul de bun. Ocazia aici bună pentru adversar, însă nu reușește Araújo, este stâlpul nostru defensiv. Ce pasă bună aici, spunea că reușim să ne apărăm, reușim. Araújo, v-am spus că este stâlp acolo. Bine aici pasă la Nico, Nico continuă foarte bine, se poate duce să marcheze Nico Williams. Nico Williams șutează și marchează, mă, foarte, foarte ușor Nico Williams. Un gol foarte frumos, pasă acum este foarte bună și crucială de la Gyökeres, însă șutul este perfect plasat. Revene faza, dar desigur șutul a contat foarte, foarte mult pentru că l-am înscris cu stângul, nu mai așteptam să intre. Bine aici pasă la Lamine Yamal, Lamine Yamal continuă foarte bine și acum șutul ăla este bun, este bun, mă, asta zic, bine mă Lamine Yamal, așa vreau să juce, așa și cu șuturi de genul, foarte, foarte bune, un finez foarte bun. Revenim faza, aici pasa bună de la Pedri, la Lamine Yamal și acum Lamine Yamal cu stângul, foarte bine plasată mingea, cum s-a dus așa, exact, cum vreau să se ducă toate șuturile lui Lamine Yamal. Bine aici, l-am văzut pe Nico Williams, l-am văzut cum a continuat și acum Nico Williams, bară, incredibil, bă, nici chiar așa. Bine aici Nico Williams vede foarte bine aici pe Gyökeres, Gyökeres continuă foarte bine, pasa bună la Messi și acum Messi, ce faci mă Messi, bă, nu cu dreptul, cu stângul. Ocazie bună pentru cei la Levante, însă bine aici Araújo, mă, asta zic. Lamine Yamal foarte bine aici, Lamine Yamal șutează și marchează Lamine Yamal, mă, asta zic, mă, ce șut de la Lamine Yamal. Cel mai bun finez, cred că, din acest sezon, dat de Lamine Yamal. Foarte, foarte puternic șutul și foarte bine plasat. Revedem faza, foarte bine s-a întors aici Lamine Yamal și a găsit unghiul. Finezul este excelent, efectiv, excelent. Foarte bine plasat, fix la finalul meciului. E bine, și se termină meciul, reușind desigur să câștigăm cu 3-0. Îi batem în acest meci pe Levante și la general îi batem cu 5-0. Și trecem în finală versus cei de la Real Betis. Să vedem și acolo ce o să reușim să facem. Ei bine, următorul meci este versus cei de la Real Betis. Un meci ușor, însă acest meci nu este ăla din Copa de Spania, este în La Liga, așa că este un meci foarte, foarte important. În acest meci, haideți să vedem pe ce o să băgăm în echipă. Scoatem pe Messi, îl băgăm pe Dani Olmo și o să-l băgăm și pe Cubarsí. Hai să-l băgăm pe Cubarsí în locul lui Araújo de acum. Intrăm în meci și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce meciul, haideți să reușim să mai obținem încă 3 puncte versus Real Betis. Bine aici Pedri, pasa este bună, însă direct în brațe portar. Mamă, ce cap în piept i-a dat. Bine aici De Jong îl vede pe Nico Williams acum nu prea poate, deloc nu prea poate. Este deposedat instant de Hector Bellerin. Bine aici Nico Williams continuă foarte bine aici, pasa este bună și acum dacă reușim, nu reușim, bă, pasa la Mia Mală. Ocazie bună pentru cei de la Real Betis, o lovitură liberă aici interesantă, hai să ne reușim ceva să facem și da, șutul este foarte, foarte slab. Bine aici Nico Williams foarte bine, Nico Williams, însă nu reușește, ba da reușește și acum șutul este foarte bine, mă, este foarte bun, foarte bine plasat, cu putere destul de mare, înscrie aici Nico Williams, face 1-0 minutul 60. Revenim faza aici, m-am încurcat destul de mult cu Nico, însă până la urmă am găsit spațiul, șutează foarte bine, pe lângă portar, pe nicio problemă. Și face 1-0. Trebuie neapărat să facem și niște schimbări, așa că scoate pe De Jong, o să intre Gavi, o să intre și Rațiu și haide să-l mai băgăm și pe Roque în locul lui Lamine Yamal. Ocazie bună de colț aici, astfel dacă reușim centrarea, Gyökeres pe lângă poartă, complet pe lângă poartă. Pas bun la Victor Roque foarte bun, pas aici la Gyökeres și acum Gyökeres la Pedri, care Pedri șutează și reușește să marcheze, mă, bine mă Pedri, mă, asta zic. Iese Pedri de nicăieri cu un șut de genul foarte, foarte puternic, revede în faza. Foarte bine preluare aici, însă șutul face toți banii efectiv. Foarte, foarte bine plasat, cu o putere foarte mare. Ei bine, și se termine și meciul, un meci destul de interesant, se termină cu 2-0, îi batem pe cei de la Real Betis. Să fiu sincer, Real Betis e o echipă destul de bună, cu foarte multă posesie, chiar îmi place să țină posesia, însă eu zic că o să avem o șansă destul de bună și în Copa de Spania. Următorul meci este versus cei de la Atletico Madrid în UEFA Champions League în quarterfinals. Vedem că a mai rămas aici Arsenal, Bayern, Inter Milan, Leverkusen, Real Madrid și Milan, AC Milan. Echipe chiar foarte, foarte bune. Însă acest meci versus cei de la Atletico Madrid o să jucăm în episodul următor. Eu zic că am făcut o treabă destul de bună în acest episod, ne-am încurcat puțin la goluri acolo, încercăm să marcăm și cu Lamine Yamal. La statul vedem că în continuare este aici Gyökeres cu 38 de goluri, incredibil cât de bun este acest jucător, și la asisturi este tot el este și la asisturi. Nico Williams foarte, foarte bun și el. Lamine Yamal ușor și el, dar mai greuț așa. 16 contribuții în 38 de meciuri. E bine, și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați deja, să verificați și link-urile de descriere, să activați și clopoțelul. I-am fost ARELABYTE, v-am pupat, pa, pa!